Direcția de Sănătate Publică a efectuat o inspecție la Spitalul Județean Târgu Jiu pentru a depista dacă în secție există infecții care s-ar putea transmite la pacienți. Pentru a se stabili cu exactitate prezența germenilor patogeni periculoși pentru organism, epidemiologii au recoltat probe care au fost duse la laborator. În cel mult 2 săptămâni vor fi gata și rezultatele. Inspecția a fost realizată pe toate secțiile Spitalului Județean Târgu Jiu. Ca primă concluzie, nu au fost identificate deficiențe majore, însă analizele de laborator vor decide dacă în unitatea medicală s-au dezvoltat bacterii dăunătoare organismului uman. Direcția de Sănătate Publică a avut un control tematic, ce a verificat în 2-3 zile cele 3 sedii pe care noi le deținem în municipiul Târgu Jiu. Deficiențe au fost, dar nu de natură de a periclita cumva activitatea curentă sau de a determina Direcția de Sănătate Publică să aplice vreo sancțiune. Probele recoltate sunt de aeromicrofloră și de pe suprafețele existente în secțiile unității medicale. S-au recoltat și probe de aeromicrofloră și probe de pe suprafețe. Rezultatul acestora încă nu îl avem la dispoziție pentru că este un întreg proces care presupune timp, adică pe mediile respective să vedem dacă cresc germenii patogeni, dar noi avem speranța și convingerea în același timp că aceste probe vor fi corespunzătoare. Rezultatele de laborator vor fi gata în următoarele săptămâni, urmând să se stabilească dacă mediul din spital este aseptic.